Evanghelia după Matei, la capitolul 1, începând cu versetul 18, care spune așa: Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om prihănit și nu voia să facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis: Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu. Amin. Să ocupăm locurile. Am întâlnit un frate la intrarea în biserică și l-am întrebat dacă a venit Moș Crăciun la el. Mi-a zis că probabil și-a pierdut GPS-ul și nu l-a găsit anul ăsta. Știți că există 5 etape în viața noastră. Prima etapă este că credem în Moș Crăciun. A doua etapă din viață, nu mai credem în Moș Crăciun. A treia etapă în viață este că îl jucăm pe Moș Crăciun, ne facem că suntem Moș Crăciun. A patra etapă în viață este că începem să semănăm cu Moș Crăciun. Și ultima este că ai ajuns Moș Crăciun deja. Eu sunt la perioada asta când seamăn cu Moș Crăciun și mă gândesc la perioada asta mai des ca de obicei. Cred că sărbătoarea aceasta v-a adus multă bucurie, v-a adus nepoți, cei dragi acasă, și ați avut un timp minunat împreună și ne bucurăm de lucrul acesta. Am să încep predica mea în această seară cu o mică poveste. O poveste adevărată. Un tânăr pe care l-a chemat Glenn Chambers, era din New York, a visat în toată tinerețea lui să fie speaker la radio, la radio creștin. S-a pregătit pentru asta și a plecat spre Quito, Ecuador, unde urma să fie unul dintre cei care slujeau la acest post de radio, Vocea Anzilor. A luat avionul până la Miami și la Miami și-a schimbat avionul spre Quito, Ecuador. Și înainte să urce pe avion, a avut așa un îndemn să scrie mamei lui o mică scrisoare. N-avea pe ce scrie, a rupt un afiș de pe un perete și pe dosul afișului a scris o scrisoare mamei lui, a reușit să o pună la poștă înainte să plece avionul. Avionul său, un DC-4, însă a lovit crestele munților din, nu departe de Bogota, și toți pasagerii din avionul ăla, inclusiv tânărul nostru, au murit. La câteva zile după ce a fost această veste teribilă, mama a primit scrisoarea. Știa ce s-a întâmplat cu fiul său, dar pe dosul acelui afiș pe care scrisese copilul scrisoarea, a rămas un singur cuvânt. Why? De ce? A fost cuvântul cu care femeia aceasta a intrat în pământ. Întrebarea cutremurătoare, de ce, la care nu toată lumea primește răspuns. Cred că în viața fiecăruia dintre noi au existat asemenea momente, sau dacă nu, o să vină, când o să punem această întrebare, de ce? De ce tocmai eu? N-am să uit niciodată un tânăr care a venit la mine să-mi spună: pastore, copilul care s-a născut nu e al meu. Cum nu e al tău? Păi zice, are altă culoare decât am eu și familia noastră. Am întâlnit copii care au venit de la examen distruși complet.
Am cunoscut pe cineva care a vrut să fie polițist și a picat de 3 ori. Și nu i-a spus nimeni vreodată de ce nu l-au lăsat să fie polițist. Fiecare dintre noi avem asemenea momente în viață când punem o asemenea întrebare. De ce? Ei, în seara aceasta aș vrea să vă dau un exemplu din Sfânta Scriptură a unui tânăr, un tânăr ca voi, care a avut una dintre cele mai teribile surprize din viața lui. A avut și el vise, așa cum are fiecare dintre noi, vise în viață. Dar visul lui s-a transformat într-o zi, într-un coșmar, din care și-a revenit foarte greu. A primit o veste cutremurătoare. În perioada aceea, când te logodeai la evrei, era ca o căsătorie. Logodna și căsătoria erau pe același nivel de importanță în viața evreului. Dacă voiai să strici o logodnă, însemna divorț, ca la căsătorie. Și dintr-o dată, băiatul acesta care și-a construit și el un proiect de viață, dacă vreți, nu? Dintr-o dată descoperă că logodnica lui este însărcinată. N-am să uit niciodată când a venit la mine un tânăr român și mi-a spus, pastore, zice, discut cu fata asta de vreo 2 ani. Suntem logodiți și am și pregătit nunta, dar am aflat ceva teribil. Ce anume? Zice, asta nu e fată mare, a avut aventuri înainte cu alții. Și am zis, băiete, tu ai de ales. Ești în stare să ierți, să treci peste asta și să faci o familie cu fata asta sau nu. S-a gândit câteva săptămâni, a venit la mine și mi-a spus, nu sunt atât de matur ca să pot uita și ierta, așa că prefer să mă despart. Și s-a despărțit. Dar era un suflet absolut zdrobit. Visul său se năruise în milioane de țăndări, dacă vreți, și băiatul ăsta era totalmente distrus. Cred că Iosef a trecut printr-un asemenea moment. Ca evreu și-a păstrat curăția, și-a păstrat cinstea, voia să înceapă bine în viață. Voia proiectul ăsta de viață să îl facă așa cum trebuie. Tot proiectul lui se prăbușește însă la această veste absolut devastatoare. Să nu-mi spuneți că în momentele astea Iosif este deschis să audă explicații, nu? De la cine? De la fata asta însărcinată? În asemenea moment, numai Dumnezeu poate interveni să schimbe mentalitatea unui băiat. Dar slăvit să fie Domnul că asta s-a întâmplat. Știți că Dumnezeu, înainte să facă ceva în viața noastră important, trebuie să ne ruineze propriile noastre visuri? Iosif spune Sfânta Scriptură că a avut visele lui. Ba chiar a visat că o să fie mai mare decât frații lui, nu? Ei, ca să ajungi acolo, prima dată trebuie să treci printr-o groapă când te trădează frații, când te vând frații. Este o expresie așa de simpatică în Scriptură, zice, haide să nu-l omorâm că e fratele nostru, hai să-l vindem că e fratele nostru. Nu? E mai ușor să-l vinzi pe fratele tău decât să-l omori, nu mai bine nu-l omori, îl vinzi. Și l-au vândut. A ajuns în casa lui Potifar și a dat peste doamna Potifar, care avea pofte mult mai mari decât ceea ce putea bărbatul ei să asigure. De aici a ajuns la pușcărie. Înainte ca să ajungi al doilea după faraon, probabil că trebuie să treci printre asemenea locuri, să ți se năruiască toate visele tale, toate aspirațiile tale. În viața lui Iosif nu s-ar fi întâmplat aceste lucruri extraordinare dacă Dumnezeu nu i-ar fi spulberat mai întâi propriile lui visuri. Vreau să te încurajez în această seară, nu știu prin ce treci, dacă n-ai trecut încă o să treci. Vreau să te încurajez că există soluție pentru vremurile astea când visele tale se transformă în țăndări. Când visul se transformă în coșmar,
Există soluție pentru asta. Iosif are o decizie foarte importantă de luat acum. Caracterul lui Iosif este revelat de momentul de criză prin care el trece. Știți că numai atunci când trecem prin necazuri se vede exact cine suntem noi. Ceea ce suntem în vremurile grele este ceea ce suntem noi cu adevărat. Dezastrul din viața lui Iov, de exemplu, scoate în evidență cine a fost Iov cu adevărat. Suferințele, necazurile, pierderile lui au scos în evidență tocmai caracterul extraordinar al acestui om. Și oamenii neprihăniți nu sunt scutiți de necazuri. Este un om neprihănit, cinstit, drept, înainte de criză și rămâne tot la fel și după criză. Iosif are câteva opțiuni. Sunt trei, de fapt, și numai trei. Numărul unu este să o acuze public pe Maria și să o umilească public, să spună tuturor că el este cinstit, că el nu a făcut nimic, că nu el este vinovat, că domnișoara e puțin gravidă, să o ducă la preoți și după Deuteronomul 22 urma eventual să o omoare cu pietre pe asemenea femeie, nu? El rămânea cinstit, frumos, fecior în continuare, nu-i așa? Dar Iosef este un om de caracter, el nu poate face așa ceva. O a doua variantă este să divorțeze în liniște, să fugă el, să plece, să o lase pe Maria să nască în sărăcie, în rușine, și lumea să zică, măi, nemernicul ăla, uite, i-a făcut un copil și a fugit, domnule, a dat bir cu fugiții. Știți că Iosif a ales varianta asta, să se sacrifice el, reputația lui, pentru că o iubea cu adevărat pe Maria. O altă variantă este să se căsătorească cu ea, nu? Pentru că așa era în lege, dacă cumva ai călcat pe bec, cum se zice, nu? Atunci, consecința este că o iei de nevastă pe cea cu care te-ai culcat. Ei, dar asta însemna rușine, să știe toată lumea că n-ai fost cu minte, n-ai fost cinstit, n-ai fost corect. O opțiune pe care niciodată un evreu nu ar fi acceptat-o. Astea trei le avea Iosif. S-a gândit să se sacrifice pe sine, pentru că Iosif este un bărbat plin de compasiune, decizia sa este să se sacrifice el, nu este deloc o decizie ușoară, dar este în interesul logodnicei lui. Și Iosif nu dă voie rănilor la care este supus să se transforme în răzbunare. Nu vrea să se răzbune, vrea să ia asupra lui, să plece. Și în momentul acela intervine revelația divină. În noaptea aceea Dumnezeu vorbește. Asistăm la o declarație a providenței divine. În timp ce Iosif este tulburat de aceste gânduri, de planul pe care îl are să se sacrifice, să plece, să dispară, să nu sufere Maria, vine Îngerul lui Dumnezeu și îi spune: Iosif, ia-o acasă pe Maria. Treci la varianta 3, asumă-ți responsabilitatea. Devine soțul acestei femei. Copilul care s-a născut nu este rodul unei infidelități. Copilul care s-a născut este rodul unei intervenții divine, Iosif. Cred că pentru un bărbat trebuie să vină un înger al lui Dumnezeu să creadă o asemenea veste. Dar a venit Îngerul lui Dumnezeu. A venit Îngerul lui Dumnezeu. Nu e de mirare că Iosif a cedat din planurile sale și gândurile lui și a acceptat varianta lui Dumnezeu. Oh, așa de greu este punctul nostru de vedere, modul în care vedem noi lumea,
Să acceptăm alte idei decât ideile noastre. Cineva a spus că noi ne uităm la lume așa cum s-ar uita cineva la o paradă dintre două buildinguri. Imaginați-vă că sunteți în downtown între două buildinguri, așa la vreo jumătate de mile distanță și vedeți parada care trece printre cele două clădiri. Asta vedem noi din viață. Ca o paradă între două buildinguri. Ca să vedem tot ce se întâmplă, ca să înțelegem tot câmpul vizual, ar trebui să urcăm undeva sus, deasupra acestor clădiri, nu-i așa? Ar trebui să fim deasupra evenimentelor. Deasupra evenimentelor nu este decât Dumnezeu. Și El vede bine ce se întâmplă de deasupra. Revelația lui Iosif, care o primește de la îngeri, este extraordinară. Îl schimbă. Copilul care se va naște nu este unul obișnuit, este salvatorul, este salvatorul lumii. Copilul va fi numit Iisus, Jehova, cel care este mântuirea. Jehova este mântuire. Iosif nu cunoaște toate detaliile, dar crede cuvântul îngerului lui Dumnezeu. Este suficient pentru el. Din ruinele celor mai adânci răni ale noastre, Dumnezeu construiește cea mai mare binecuvântare. Iosif poate să spună acum, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. El știe că tot în ceea ce se întâmplă acum, Dumnezeu este alături de el. El știe ceea ce spunea cuvântul lui Dumnezeu mai târziu în evrei, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. El știe că Dumnezeu va fi alături de el. De aceea decizia lui este absolut șocantă. Reacționează rapid. O ia imediat pe Maria și o duce acasă la el. Cred că a fost un șoc pentru toată comunitatea. Iosif nu înțelege exact totul ceea ce se întâmplă, dar are o încredere de nezguduit în Dumnezeul lui. Imaginea este că cei doi n-au fost în măsură să aștepte până ziua nunții și percepția satului asta este. Va trebui să îndure zâmbetele, aluziile, uneori acel cold shoulder, cum spune americanul, respingerea aia așa politicoasă, din partea comunității care a fost plină de bunăvoință până acum. Este gata să suporte rușinea comunității, sancțiunile eventual, vorbele oamenilor, atitudinile celor din jur. Dar Iosif este hotărât să își reține drepturile sale de bărbat, spune Sfânta Scriptură că a practicat abstinența până când s-a născut pruncul Iisus, pentru că știa că Iisus trebuie să se nască dintr-o fecioară. Este admirabil acest bărbat. Renunță de bunăvoie la toate prerogativele și drepturile sale de bărbat. Și spune Sfânta Scriptură că a așteptat până s-a născut pruncul. Și nu l-a numit Iosif, l-a numit Iisus, așa cum a spus îngerul. Dovada aceasta că el ascultă până la capăt de poruncile lui Dumnezeu. Cineva și-a imaginat că Iosif și-ar publica povestea vieții sale, această poveste ar suna cam așa. Mi-am planificat viața, Maria și cu mine urma să ne căsătorim și urma să trăim împreună mulți ani. Urma să avem mulți copii și să fim foarte fericiți. Apoi am aflat că ea era însărcinată. Știam că bebelușul nu era al meu. Dar nu știam al cui era. Am fost rănit. Toate planurile și visele mele au fost pulberate. Dar apoi Domnul mi-a arătat că El avea un plan mai bun pentru viața mea. El m-a chemat să fiu tatăl uman surogat al lui Mesia. Ceea ce credeam că este o mare tragedie a fost, de fapt, cea mai mare binecuvântare a vieții mele. Tinere,
Băiat sau fată, nu știu prin ce dezamăgire a vieții ai trecut. Nu știu ce vis ți s-a ruinat. Dar vreau să spun că există speranță. Pentru că avem un Dumnezeu deasupra tuturor lucrurilor care transformă din nou tragediile noastre, necazurile noastre, problemele noastre în victorii pentru El. Și dacă mi-am început în această seară predica mea cu o mică poveste, am să mai spun una. Maria și fiica ei, Cristina, locuiau într-un cartier sărac de la marginea unui sat brazilian. Soțul Mariei a murit când Cristina avea doar câțiva ani. Maria nu s-a mai căsătorit. Vremurile au fost foarte grele, dar în cele din urmă Cristina era suficient de mare pentru a obține și ea un loc de muncă, să-și câștige și ea pâinea pentru cele două femei. Cristina a vorbit de foarte multe ori despre mersul la oraș. Voia să-și schimbe cartierul acela prăfuit cu bulevardele interesante și viața orașului. Dar gândul ăsta a îngrozit-o tare mult pe mama ei, care știa exact ce urma să facă Cristina pentru a-și câștiga existența. De aceea i s-a frânt inima. Nu-i venea să creadă când într-o dimineață a găsit patul Cristinei gol. Știa unde s-a îndreptat fiica ei și și-a aruncat repede într-o geantă puținele lucruri care le avea și toți banii care avea în casă și a plecat repede spre stația de autobuz care mergea la Buenos Aires. S-a oprit la farmacia din colț. Acolo era o cabină din aceea în care se făceau fotografii și și-a făcut foarte multe fotografii în cabina aceea, fotografii din acelea micuțe, ca de buletin, ca de pașaport, alb-negru, le-a pus în geanta ei cu ultimii bani care mai avea și a plecat la oraș. Maria știa că Cristina nu avea cum să câștige bani la oraș. Știa de asemenea că fiica ei era încăpățânată să renunță așa de ușor. Când mândria întâlnește foamea, spunea mama, orice ființă va face lucruri care înainte erau de neconceput. Știind aceste lucruri, Maria și-a început căutarea. Baruri, hoteluri, cluburi de noapte, orice loc cu reputație pentru oamenii străzii sau prostituate. S-a dus la toate și în fiecare din aceste locuri Maria și-a lăsat fotografia lipită pe o oglindă de baie pe ușa unui hotel, fixată pe o cabină telefonică din colț, peste tot unde a găsit ea de cuvință. Pe spatele fiecarei fotografii a scris o notă. Când i s-au terminat fotografiile și banii, a plecat acasă. Câteva săptămâni mai târziu, tânăra Cristina a coborât scările hotelului. Fața ei tânără de altă dată era obosită. Visele ei deveniseră coșmare. Când a ajuns la baza scărilor, ochii i-au observat o față familiară. S-a uitat din nou și acolo, pe oglinda din hol, era o mică poză a mamei ei. Ochii Cristinei s-au umplut de lacrimi, a îndepărtat încet fotografia de pe oglindă și pe spatele fotografiei scria următoarele cuvinte: orice ai făcut, orice ai devenit, nu contează. Te rog să vii acasă. Și Cristina s-a dus acasă. Nu știu ce ai făcut. Nu vreau să știu. Dar este cineva care știe și care te poate ajuta. Vino acasă de Crăciun. Este cel mai bun anotimp să vii acasă, să vii la Hristos,
să vii la Dumnezeu, să vii să ceri iertare, să vii să te împaci cu părinții tăi. Dumnezeu poate repara nenorocirea pe care ai creat-o sau în care ai căzut. Visul tău a devenit un coșmar. Din coșmarul acesta nu te poate scoate decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Vino la El în această seară și Domnul să te ajute. Amin.